La invitația președintelui PSD Neamț Ionel Arsene, în ultima zi a lunii februarie, la Piatra Neamț a venit vicepremierul României, Sevil Saide, căreia au fost prezentate atât strategia de dezvoltare pe programul național de dezvoltare locală, cât și proiectele în derulare, dar și necesitățile viitoare de finanțare pentru aceste proiecte. O vizită de lucru, zic eu, în care am punctat strategia de dezvoltare pe programul PNDL a județului Neamț. Am discutat despre proiectele pe care le avem în derulare și în implementare în județul Neamț, stadiul proiectelor, finanțarea care s-a alocat județului Neamț și discuții pe următorul program național de dezvoltare locală, care îl avem de asemenea în programul de guvernare al nostru. Pe ceea ce avem în implementare astăzi, avem un număr de 193 de obiective. Valoarea totală alocată județului Neamț pe PNDL 1, să zic așa, este de 571 de milioane de lei, din care s-au decontat deja 315 milioane de lei. Pe subcapitole avem pe alimentări cu apă 20 de obiective în valoare de 75.370.000 de lei, din care am decontat 22 de milioane, mai este un rest de 50 de milioane. Pe canalizare avem 15 obiective în valoare de 92.809.000 lei, din care am decontat 23 de milioane, rămânând în jur de 70 de milioane de decontat. Unde stăm foarte bine e la drumuri, unde avem 95 de obiective în valoare de 315 milioane de lei, din care am decontat deja 256 de milioane. Vicepremierul României, Sevil Saide, a punctat pentru jurnaliști prioritățile guvernului Grindeanu înscrise în programul de guvernare, care vizează în primul rând asigurarea a 10 servicii de bază destinate satului românesc, dintre care a enumerat pe cele referitoare la investiții în apă, în canalizare, drumuri, dispensar, școală, grădiniță sau creșă. Sevil Saide a anunțat conducerea Consiliului Județean, dar și pe primarii prezenți la întâlnire, despre faptul că au fost elaborate documentele programului din etapa 1, destinate realizării a 5.000 de obiective noi, 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de școli care au nevoie de autorizații de construcție. Pe prima dată cum acum județul Neamț, aveți un județ foarte, foarte frumos și vă felicit pentru aceasta. Astăzi am prezentat la această întâlnire tehnică prioritățile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv prioritatea numărul 1, conform programului de guvernare, asigurarea celor 10 servicii de bază, în special la nivelul satului românesc, la nivelul mediului rural, respectiv apă, canalizare, drumuri, dispensar, școală, grădiniță, creșă. După cum bine știți, am adoptat deja actele normative care reglementează Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa 2. În acest sens, ne-am programat pentru perioada 2017-2020 realizarea 5.000 de obiective noi de apă, canal, nu neapărat numai pe județul Neamț, deci pentru, la nivel național, 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de școli care necesită autorizație de funcționare. Guvernul Grindeanu și Ministerul Dezvoltării Regionale vor avea în atenție și accesarea de fonduri europene, din care la 31 decembrie România va beneficia de 5,2 miliarde de euro, o sumă mare în raport cu fondurile zero accesate de guvernul tehnocrat, dar totuși insuficientă în opinia vicepremierului în raport cu nevoile uriașe ale României. O altă prioritate a guvernului o constituie elaborarea documentelor privind reforma administrației publice din România, în prezent aflându-se în dezbatere publică codul administrativ, care reunește toate legislația românească importantă, statutul funcționarului public, al alesului local, legea 215 a administrației publice locale sau legea 340 a prefectului. Până la sfârșitul lunii aprilie, legislația se află în dezbatere publică, urmând ca ulterior să intre pe circuitul parlamentar, în așa fel încât în luna iulie să poată fi adoptat. A doua prioritate pe care o am la nivelul ministerului pe care îl reprezint sunt fondurile europene. Și în acest sens, împreună cu toți directorii de autoritate de management, ne-am asumat ca la 31 decembrie 2017 România să ramburseze din toate fondurile europene alocate 5,2 miliarde euro.
Probabil că față de anul 2016, când rambursările au fost de zero, suma poate părea mare, dar să știți că suma încă față de ceea ce ar fi trebuit să fie, reprezintă o sumă insuficientă. A treia prioritate pe care o am la nivelul Ministerului este partea de reformă a administrației publice și deja de o lună de zile se află în dezbatere codul administrativ, cod care unește în premieră toată legislația importantă pentru administrația publică. Mă refer aici la statutul funcției publice, la statutul alesului local, la legea 215 a administrației publice locale, la legea 340 a prefectului. Toate aceste acte normative codificate, incluse într-un cod administrativ, sperăm ca până la finalul lunii aprilie să terminăm dezbaterile, tot ceea ce înseamnă îmbunătățirea acestui cod, astfel încât în luna, la finalul lunii aprilie, să trimitem acest cod în ca proiect de lege la nivelul Parlamentului, să intre în dezbatere și acolo și la final de iulie, așa cum ne-am asumat în programul de guvernare, acest cod să fie adoptat. După întâlnirea cu cei din conducerea Consiliului Județean, cu primarii social-democrați din județ și conferința de presă, a urmat o deplasare în teren la Spitalul Județean de Urgență, unde premierului i s-a prezentat clădirea Spitalului Vechi din capitala județului, cu risc seismic major. Premierul a cerut administrației publice județene să trimită la București întreaga documentație tehnică, consolidarea fiind estimată la aproximativ 10 milioane de euro, după care guvernul va decide sau nu dacă unitatea sanitară nemțeană merită a fi consolidată.